Moldova sistează zborurile din Europa. Cursele din Franța și Spania vor fi sistate de la noapte începând cu ora 00. Conform deciziei Comisiei, de astăzi, la ora 00, noaptea, se sistează zborurile din încă alte două țări europene afectate de acest virus, este vorba de Spania și Franța. Deci noi avem două rute, Barcelona și Paris. Deci de astăzi, la noapte, se sistează și aceste zboruri, aceste rute. De duminică seara 00 se sistează zborurile, în general, din partea europeană, de duminică seara. Dar și astăzi și mâine o să monitorizăm dacă nu va fi necesar să sistem zborurile și din alte puncte geografice. Cetățenii străini nu vor putea utiliza transportul aerian pentru a veni în Moldova, doar cu excepția diplomaților acreditați și celor care au viză de reședință în Republica Moldova, a mai precizat Chicu.